Oameni buni, concursul clătitelor s-a încheiat, dar noi încă suntem cu gândul la ele, așa că vreau să vă arătăm un preparat de senzație. Îl avem aici pe prietenul nostru, Alex. Alex, da. Alex sau Mădălin? Nu rămâne Alin? Nu, cred că Mădălin. Mai degrabă. Vreau să văd cum reacționezi imediat. Ei bine, Alin, oameni buni, îl cunoașteți când a venit la noi cu un burger uriaș, iar astăzi vrea să ne facă o clătită senzațională. Să știți că omul ăsta are canal de YouTube și dacă vreți să vedeți cele mai tari challenge-uri făcute pe canalul lui de YouTube, intrați acolo. Mersi. Cum se numește? Se numește Fabrica de Burgeri. Acolo, da? Pe YouTube, nu? Fabrica de Burgeri. Am văzut tot felul de challenge-uri, tot felul de nebunii. Muntele de cartofi, da. Muntele de ciocolată. Muntele de cartofi. Am făcut și un sandwich cu ciocolată de 10 kg, așa, mare de tot. Am sandwich cu 1000 deci totul de la tine e XXL, nu? XXL, pentru că lumea din România nu are ocazia să vadă așa ceva decât în afară, știi? Intră în America, pe YouTube din America și văd chestiile alea. E, uite că am vrut să aduc și America, pe lângă burgeri, am vrut să aduc și așa ceva pe YouTube românesc. Spectacol. Spectacol. Dar haide să vadă oamenii cum te-ai apucat să faci astăzi clătitele pentru noi, pentru că o să fie o clătită, exact cum vă spuneam ceva mai devreme, fabuloasă, pentru că va avea o dimensiune incredibilă, dar haide să vedeți cum a început astăzi treaba. Dragilor, astăzi avem episod special. Îl avem pe domnul Daniel Nicolaină. Deci, dragilor, fiți atenți. Acum facem repede clătite americane. O să facem două tipuri de clătite. Să miroasă în tot platoul. Să meargă până la știrile Pro TV să se ducă mirosul. Că ne ia domnul Fugaciu la bătaie de, da? de la security. Da? Vali, pune tu acolo pe aia, te rog frumos, bagă niște ciocolată. Un pat, da? Avem și noi un pat de zahăr pudră. Deci eu îți garantez că dacă vedeam în emisiune să le fac pe astea, nu mai muncea nimeni după aia. Păi stai liniștit că o să vii să le mâncăm. N-are rost să mai vin la emisiune, ce rost are. Ei, deci gata, deci deja ai primat prea mult. Deci de acum acolo totul este surpriză, da? Exact. Aici avem cu fructe, aici avem cu foarte multă ciocolată și o să mai avem încă un turnuleț surpriză. Hai, gata, lasă-mă pace, gata, lasă-mă că am treabă. Pa, nu mai e voie, gata, lasă-mă, pa. Da, mă, exact cum vă spuneam, Alin Cioban, oameni buni, arhitectul turnului de clătite este aici. L-ați văzut cum a început ceva mai devreme, dar a început să-ți placă și cu televiziunea, cu YouTube-ul, cu pac, uitați aici tot. De când am venit la tine atunci, acum un an de zile, fix un an și două săptămâni, cred că sunt. Deci ne-am văzut acum un an atunci și două săptămâni. Dat startul. Atunci ți-am dat startul, să sperăm că a fost un start bun și haide să vedem. Haide, gata, deci Cătălin, ești pregătit. Da. Începem prima oară cu clătitele. Puțină. Deci fii atent, astea sunt cu fructe, da? Man. Deci am aici afine și zmeură. Este o dulceață făcută de mine. Deci și asta cum o iei, așa o rotești, nu? Cum adică? Adică cum o făcea mie mama așa. Nu, o... păi nu, astea se mănâncă total diferit. Înțelegi? Adică sunt alea americane. Astea sunt ale americane, astea le tai. Deci astea sunt clătite americane? Exact, exact. Și ce pui peste ele? Deci ele sunt cu fructe? Deci fii atent, deci ele acum înăuntru au fructe. Da, au o dulceață de fructe, dar peste noi trebuie să punem puțin sirop de arțar, pentru că așa este la americani, da? Sirop de arțar, dar eu, na. Nu puteam să rămân doar la sirop de arțar și am adăugat și puțină miere, așa puțin peste, știi? Deci eu zic că arată într-un mare fel, nu? Eu zic că merge exact perfect. Deci fii atent. Perfect și? Acum am terminat cu asta. Deci ai pus arțar, da? Arțar, da. Și am aici un... De fapt, nu e gem, e o dulceață. Deci dulceață de afine. Toată lumea, acum, fiți atenți. E făcută de tine dulceața asta cu afine? Asta este făcută de... Am luat-o și după aceea am mai pus-o eu iarăși la foc și am mai făcut niște combinații. Nu pot să zic că sunt secretele mele. Perfect, da, secretele tale. Eu vin aici să-ți arăt produsul finit. Mamă, și câte clătite sunt aici? Aici nu știu, cred că sunt vreo... Sincer, nu le-am numărat, de ce este mint. Cred că sunt vreo 20. Cred că sunt mai multe. Nu știu, habar n-am. Păi și dacă eu sunt, de exemplu, tu, mamă, de ce stai cum arată? Și dacă vreau clătita aia de jos și sunt primul la rând, ce fac? Doamne, deci asta nu știu, cred că trebuie să vorbești cu cei din, nu știu, care e combinația, sincer, pe bune. Și asta, scuze-mă, că păi tai așa ca pe tort, adică... Da, uite, ai cuțit? Nu am cuțit, măcar atât să am aici. Mă, ești pregătit? Exact, dar stai să vedem dacă am cuțit. Atât de mare, ia. Merge la masă, ajută? Da, eu zic că e ce trebuie. Deci asta este clătita americană. Stai, dar tăiem la final, nu? Hai să ne mai arăt, mai e ceva. Hai să tăiem la final. Deci asta e clătita cu dulceață, cu sirop de afin. Cu toate nebunile. Și fiți atenți. Punem aici ce e mai pus acum? Puțin zahăr pudră. Mamă, da, e puțin, într-adevăr. Foarte puțin. Păi aici este o masă pentru vreo 20 de persoane, înțelegi? Deci, mă, spectacol de clătite. Deci,
Deci trebuie să-mi dai, îmi dai trofeu dacă am câștigat aici? Da, îți dăm trofeu, păcat că n-ai venit în timpul concursului. Dar nu făceai în 13 minute, că atât a fost perioada. A fost în 13 minute, scuză-mă. Hai să vedem mai departe. Eu am furat startul, ia să vedem aici. Deci, iată. Este cu ciocolată. Aici sunt ciocolată, este ciocolată, da. Și foarte, foarte multe chestii. O să stai un pic doar așa să vadă cei de acasă? Da. Mamă, uite ciocolată. Ia. Deci nu-i decor, e ciocolată, și? Deci aici sunt vreo 10 tipuri de ciocolată, plus bombonele, plus toate, toate nebunile. Asta e dietetică, nu? Da, normal, pe cum? E low fat. Am înțeles, e perfect. Low fat, exact. Deci, oameni buni, asta ne-a trebuit să facem săptămâna trecută, concurse de clătite. Iată că acum avem, dacă am putea spune așa ceva mai de, dacă am putea spune șeful clătitelor pe România, Alin Ciobanu. Aia zic, aia zic, aia zic, mai făcut reclamă, gata, ce mamă, păi doamne. Ia să vedem, e ce trebuie. Deci asta e cu ciocolată și ciocolată. Asta e cu ciocolată și ciocolată peste, pentru că niciodată nu e prea multă ciocolată. Și câte feluri de ciocolată ai pus aici? Deci avem deci am luat din comerț toate bombonele alea nebunatice, care le știți voi. Așa. Le-am băgat prin blender și pe aceea le-am băgat aici. Dar deci aici e ciocolată fără număr, nu? Ciocolată fără număr, dar nu este gata, pentru că noi trebuie să mai punem și niște bezele pe deasupra, înțelegi? Trebuie să mai punem niște bezele așa frumos. Nu, uite așa. Da. Pac. Pa. A, o să alunece. O să alunece? Nu știu, vedem. Le rugăm și noi, spune să n-alunece. De fapt, ăsta e spectacolul, nu? Păi, normal. Ia să vedem deci, ce se întâmplă aici. Un turn de clătite, cam câte persoane îl mănâncă? Depinde cât de mâncăcioși sunt. Înțelegi? Da, pentru mă gândesc. Dacă ar fi, de exemplu, ăsta la noi în redacție și ar fi doar Laura Lezis, colega noastră, cu Daniel Nicolaină, cred că s-ar bate pe el, la n-ar mai rămâne nimic. Așa? Dar așa, ar fi Ciucă care se duce la sport, ia uși ce reclamă îți faceți aici. Aici, deci, aici... fiți atenți, aici am pus bezele, da? Bezele peste o chestie, na, foarte inofensivă, pac, pac, dar... punctul culminant trebuie să vină aici. Vreau să văd asta, deci, punctul culminant, uite-te ce e aici, da? Deci fii atent. Toată lumea, sunteți pregătiți? Ia! Toată redacția, tot ProTV-ul, hai să vedem ce se întâmplă aici, toată lumea! Deci, bombonele, da? Deci nu puteți să credeți așa ceva, dacă nici asta nu este televiziune, sincer. Unde ați mai văzut așa ceva? Da, mai la măruță. Se face așa că scuză-mă pe mine. Adică, pe mine. Rog, frumos să se întâmple exact așa. Am văzut că e la modă treaba asta. Exact. Oameni buni, Alin Ciobanu ne arată ce înseamnă un tort de clătite. V-am făcut mizerie, scuză-mă. Da, acum serios, n-ai făcut un challenge de ăsta unde faci tu pe YouTube, să vedeți, să pui două persoane, să vedem care termină primul platou deci, ăsta. Momentan challenge cu clătite n-am făcut, dar am făcut cu burgeri. Dar o să fac și asta. Nu, dar de exemplu, dacă mănânci ăsta, în cât timp l-ai mânca? Deci nu pot, eu îți garantez că nu poate să-l mănânce nimeni atâta. Îți garantez eu. Dar dacă îi dai vreo oră jumate cam așa, unui mai mâncăcios, ne arică, mă, dacă vine ne arică într-o oră jumate termină tot. Deci astea sunt cele două. Și aici puțin zahăr. Ei, nu, e ca sarea și piperul, înțelegi? Da. Nu trebuie să lipsească dintr-o clătită. Puțin zahăr ca să fie puțin dulce. Aia zic, da. Exact. Eu cred că era puțin acru. Mamă cum arată, senzațional. Fabulos. E ce trebuie? Și mai avem un turn aici. Turnul ăla va trebui să am două ajutoare. Tu ești un ajutor și domnul Nicolaina. Dani, vino cu ace. Hai. Vino cu ace, că stai bine pe canapea acolo, dar vino și tu aici cu mine, să-mi ții pumnii. Ia, Nicolaina. Am emoții, dau la cameră, sunt puțin... Sunt bine. N-ai deci... de ce să ai emoții, Aline, te descurci. Am impresia că te-ai apucat să faci clătite doar ca să faci show pe YouTube, pentru că îți place spectacolul, îți place să te distrezi. Mă, citești ca pe o carte deschisă, exact, sincer. Exact, exact. Deci, știți cum ți-a folosit ăla? Da, am desfăcut scociul și de el ca nebuni. Îmbărtiți de el ca nebuni, da? Ca nebuni până face bun. Da, așa, și? Deci, fiți atenți. Aici am făcut ceva foarte, foarte special pentru voi. Deci stai. Da. Gata? Știți totul? Da, suntem pregătiți, noi suntem pregătiți. Suntem pregătiți? Da. Să vedeți cele mai originale clătite? Da. Ever. Ever. Da. Deci din lerea asta noi dăm direct cu asta. Vezi că sar artificii, petarde. Și aici stai ce clătite sunt? Petarde, de toate o să sar acum, scurtim. Bă, în sus, mă, ca să cadă așa. Păi să cadă pe clătite, mă. Așa, să cadă după aia. Păi și cine le mai mănâncă după aia? Păi nu e că astea de decor. Bine, hai. Deci să cadă pe clătite, nu? Da. Deci astea ce sunt? O să vezi. Păi nu pot să spun că e secret. Hai, mă, ridică-o, hai că mai putem. Pregătiți? 3, 2, 1 și... Și... Hai, Cătăline, hai! A căzut și la bariera, a căzut toți. Stai așa, uite așa, exact. Aia zic, mamă, ați mai văzut, sincer. Mamă, stai că a căzut și la bariera tot aici. Sunt de plastic. Astea sunt clătite de aur, mă, uite-te și tu. A? Sunt butaforie, ce sunt astea? Sunt de plastic. Deci, sincer. Deci explică-ne astea ce sunt aici, arată... Deci, fii atent. Senzațional. Ia miros. Hai că stau cu la baliera în mână. Dar stai, pe lângă auriu, hai că trebuie să mai vedeți niște pietricele acolo. Da, am văzut. Da. Zvarovski, tati. Zvarovski. Nu vezi. Zvarovski. Zvarovski, ăstea fix... E, de-asta am întârziat eu astăzi la emisiune, da? Dar ăstea sunt de decor, ăstea nu sunt de mâncat, nu?
nu este secret lucrul ăsta. Sunt de mâncat. Sunt de mâncat și astea? De aur. Băi, deci nu, astea sunt date. Băi, există șampanie cu foițe de aur, există vin cu foițe de aur, am văzut. Acum există și clătită cu... Exact. Deci se poate mânca. Este dat cu ceva care se dă pe prăjituri, de exemplu, știi? Adică cu din ăla de aur. Da, un spray de aur, adică este comestibil. Bravo, înțelegi? Alin! Bine. Alin, spectaculos arată. Perfect. Stai un pic. Stai și mie un colț, că nu mai iau. Vreau să mănânc aur. N-am mâncat aur în viața mea. N-ai mâncat? Păi tu ești de aur, mă. Vreau să nu te murdărești de aur la gură. Exact, ia. Haoleu, ce tare e. Haoleu. Vrei să tăiem ăsta? Aș tăia, da, jur. Da. Adică aș tăia. Mai simte că atunci ai tăiat burgerul. Nu? Ai tăiat burgerul. Exact, hai să vedem. Te-ai văzut că a fost mare show. Îmi trebuie și o furculiță, ceva, nu? Mamă, stai să vedem. Stai, am aici o furculiță. A? Îți dai seama, furculița asta mică. Ia să vedem. Deci ia, uite-te aici, tată. Deci, oameni buni, ați văzut, am făcut concurs de clătite, iar acum Alin a venit să ne arate ce înseamnă niște clătite fabuloase făcute de el. Băi, uite că tot cuțitul a intrat. Deci crede-mă că sunt pufoase, sunt exact ce trebuie. Stai. Mamă! De la cameră. Stai. Păi de asta am făcut, lasă-mă. Ia uite. Spectacol, tati. Stai. Aia e felia mea, dă-mi mie paia. Care, aia din dreapta sau din stânga? Asta spre tine. Bă, știi care e chestia? Că sunt și calde. Mamă, eu zic că e ce trebuie, frate. Ia uite-te. E ce trebuie? Fii atent. Ia să curgă puțin înăuntru. Aline, observ, dacă nu se mai vorbește aici, e pentru că fiecare salivăm la aceste clătite. Nicolaina, ai venit... Dă-mi mie felia aia mai... Îți dau ție frelia. Mai de la colț de acolo. Nu, lasă, taie până jos. Bă, băiatule, băi. Taie, mă, să fie abundență. Ai slăbit. Hai Nicolaina. Acum așa. Păi așa să ajungă la ta, gata. Uite așa, mă. Să fim eleganți, mă. Uite ce frumos ți-am făcut asta. Exact, uite ce frumos ți-am făcut asta. Ia, vino cu acea. Și vino puțin, Nicolaina, stai un pic. Așa. Asta e exact. Gata, ce mai vrei? Bombona, cum ai pus bombona? Exact, uite și bombona pe colivă, exact, perfect. Arată la cameră. Ce plating. Ia cum arată? Cătălin Măruță, da? Unde arată? Cum arată? Perfect, mă, suntem specialiști. Wow. Deci, Alin, îți mulțumim mult de tot spectacol, pe cuvântul meu. Plăcerea de onoare. Alin Cioban, oameni buni, omul ăsta face spectacol și pe YouTube, acolo unde puteți să-l găsiți, unde face tot felul de competiții, unde face tot felul de challenge-uri, tot felul de nebunii. Clătite n-ai mai făcut până acum în stilul ăsta. În stilul ăsta n-am mai făcut, da. Pentru voi, premieră națională. Să știi că ești foarte tare și dacă faci un concurs la un moment dat cu cine mănâncă, de exemplu, tot turnul ăsta de clătite, ce premiu ai putea să ai? Că mă gândesc dacă eu am făcut concurs de mâncat burgeri, dar am făcut un client de la mine, am dat bani, știi? Adică a fost concursul premium bani. Și cât ai dat? 1000 de lei. Dar nu a câștigat nimeni. Păi ce vrei să fac? Adică na, eu le-am dat. Păi și cât avea burgerul? Deci erau 5 burgeri și un milkshake în 20 de minute. Și n-a reușit nimeni? N-a reușit nimeni. Și a venit lume din toată țara. Mi-au venit băieți din Deva, din Timișoara, din toată țara. Știi, am făcut la Constanța. Și nu, nimic, a? N-au reușit. Și acum am anunțat pe contul meu de Instagram, la fel că facem concurs de mâncat burgeri în București. Și deja am început toată lumea. E nebunie maximă. E competiție, nu? Da. Păi și dacă mănânc turnul ăsta de clătite în 20 de minute, ce-mi dai? Îți dau 2000 de lei. Păi ce poți fi mai frumos decât banii, sincer? Păi da, 2000 de lei, 2000, nu-mi iau pastile de stomac. Da, stai. Te să dau, nu știu, habar n-am, îți mai dau... N-ai niciodată cum să mănânci turnul ăsta. Îți dau ocazia să vii la mine pe contul meu de YouTube și să facem o filmare împreună. Perfect, oameni buni, căutați-l pe Alin Ciobanu, pe Instagram, pe Facebook, pe YouTube. Aline, faci senzație, îți mulțumim mult de tot. Și tu nu te-ai gândit că poți să intri în cartea recordurilor dacă faci tot felul de nebunii? Nu. Deci în cartea recordurilor m-am interesat la burger, să știi. Am vrut să fac deja, acum am făcut cel mai mare burger din România, 25 de kilograme. Am în cap, am deja o chifla atâta. De unde ai luat-o? Am făcut-o special, îți dai seama că nu... Din Maramureș, a dus-o special cu transport. Îți dau pontul dacă vei, acum ne cunoaște mai bine. Așa? Și vreau să fac un burger de 50 de kg. Un burger de 50 și intri în cartea recordurilor cu el? În cartea recordurilor nu. Cel mai mare burger a fost făcut în America, 400 de kg are. Dar n-am cum să-l fac. 400 de kg? L-au făcut ăia cu macarale, cu de-asta, într-o parcare. Bine, numai americanii pot să facă asta, știi? Dar pe Europa, crede-mă că sunt acolo. Și deci ne reprezinți bine, da? Stai liniștit. Perfect. Ia mă mâna, mă, de pe asta, ia-ți doar farfuria ta. Ia-ți doar farfuria ta, zi, Doamne ajută, și lasă aici că vine doctorul Cezar să analizăm clătitele. Imediat să pleci tu cu ele. Du-te liniștit acasă. Perfect, Alin, îți mulțumim mult de tot și te mai așteptăm. Alin Ciobanu, oameni buni, e senzațional. Bravo.
O să apărăm și noi la tine pe YouTube, că a venit băiatul și a filmat. Da, normal, cum? Salut, salut, mulțumim mult de tot, perfect. Mergem mai departe, Nearică! Ți-e poftă, Brea? Ți-e poftă, a? Nu. Nu ți-e, ți-e poftă. Brea, eu pe Mata, eu Mata cred că pot să mănânci un tun de ăsta de clătite în 20 de minute. Mata, ai mâncat 50 de mici odată. Așa era pe timpuri. Era pe timpuri, alte vremuri. Exact, alt ficat. Alt mici. Exact, alt ficat, altă treabă.